găsit la un nou material. Ei bine, astăzi vom vorbi despre carența de calciu la legume. Dacă vă plac materialele noastre, nu uitați acolo de un like, un share, un subscribe, iar pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității. Pentru astăzi mi-am notat tot ce trebuie să știți dumneavoastră despre carența de calciu și pentru a nu omite un detaliu foarte important. În legumicultură, reușita culturilor este condiționată în mare măsură și de nutriția minerală a plantelor. Când din nutriția plantelor lipsește sau este insuficient un element chimic necesar, apar boli fiziologice însoțite de încetinirea sau oprirea creșterii rădăcinii, a tulpinii, a frunzelor sau a fructelor. În perioada de vară, din cauza condițiilor climatice, poate apărea o problemă fiziologică și anume carența de calciu. Această carență de calciu are mai multe cauze. Lipsa calciului din sol, dar dacă dumneavoastră știți că ați îngrășat foarte bine solul încă din toamnă sau primăvară, această carență poate fi din cauza absorției slabe favorizate de temperaturile ridicate și deficit de apă. În cazul în care tomatele dumneavoastră au făcut acea pată, aplicarea de calciu nu este neapărat un tratament, deoarece aceasta devine accesibil plantei mult mai târziu. Calciul este un element de bază în nutriția plantelor, care ar trebui aplicat mai mult preventiv. Foarte important de reținut, puteți folosi calciu preventiv și nu neapărat pentru combatere, pentru că aceasta devine accesibil plantei mult mai târziu după aplicare. Dar în momentul în care deja observați această carență în acel moment, ar trebui să tratăm planta. Sfatul meu ar fi cu o doză de 1/5 lapte diluat în apă, parte lapte și 5 părți apă. Și dacă în această perioadă am consumat ouă fierte, apa de la acesta este foarte bună, deoarece conține calciu natural, iar acesta este mai ușor și mai accesibil plantei. Am mai postat și noi despre aceste, da, cum putem extrage calciu din ouă. Da. Și este un calciu natural care planta îl sintetizează mult mai ușor. Acum o să vă vorbesc puțin despre simptomele deficitului de calciu la legume. Și ar fi așa: putregaiul apical al fructelor, tomate, ardei capia, ardei gogoșar, ardei gras și vinete. Avortarea fructelor la castraveți. Căderea și avortarea florilor la tomate. Putrezirea apicală în interior la tomate. Putregaiul fiziologic, inima neagră la țelină. Brunificarea frunzelor din interiorul verzei. Piticirea cepei și a cartofului. Arsură marginală la salată, legume și frunzoase. Acum să vă prezint și cauze apariției carenței de calciu. Irigarea deficitară este principala cauza apariției acestor simptome, adică dacă legumele nu au apă suficientă. Da. Temperaturi ridicate de peste 45 de grade determină oprirea completă a funcției de fotosinteză la plantă. Asta e o mare problemă. Să se dezvolte. Da. Cum sunt și temperaturile în perioada asta. Iarăși luminozitatea excesivă este o problemă. Umiditatea relativă a aerului foarte mică, aer uscat în solar, ce determină rate excesiv de mari de transpirație. Deci când aerul este uscat, iarăși este o problemă destul de gravă. Niveluri mari de azot, nitric și amoniacal prezente în sol. Absorție scăzută a calciului. Nivel de salinitate ridicat. pH mai mare de 7,5. Deci la tomate până în 7,5 trebuie să fie pH-ul solului. De fapt, tomatele preferă un sol acid, un pic acid, între 5 și 6. Între 5 și 6, da. N-ar fi o problemă și la 7, dar dacă depășește, să nu automat depășească, că va fi problemă. Lipsa sau imposibilitatea absorției microelementului mangan.
dacă lipsește acest microelement mangan din sol, la fel. Și acum să vă prezint metode de prevenire a lipsei de calciu. E mult mai bine să prevenim decât să... Să combatem, da. Folosirea metodei de irigare prin picurare. Așa se poate asigura o aprovizionare corespunzătoare și constantă a plantelor cu apa. E un factor foarte important. Defolierea treptată și copilirea regulată pentru aerisire corespunzătoare, dar și construcția solarului trebuie să ne permită o bună aerisire. Și puteți urmări videoclipul nostru de pe canal Dimensiuni ideale pentru construcția unui solar. Da, l-am făcut mai la începutul canalului, îl găsiți în secțiunea de video, dimensiunile care ar fi ideale la un solar. Pentru că foarte mulți constructori fac aceste solari neavând experiență în cultivarea legumelor și economie de material, montaj mai ușor, în detrimentul unei aerisiri foarte bune. Aplicarea regulată de calciu, aceasta va preveni aceste carențe. Noi am mai făcut și alte materiale cu extragerea calciului natural, macerate, diferite macerate pentru fertilizarea plantelor, dar și pentru cei care nu au timpul necesar, puteți găsi calciu organic la toate fitofarmaciile sau chimic, iar înainte de luna iunie puteți aplica din două în două săptămâni preventiv pentru a nu apărea această carență de calciu. Pentru că, după cum știți, în luna iulie este foarte favorabilă această carență de calciu. Ne pregătim să băgăm și maceratul din coș de banană în bazin. Am pregătit aici găleata să-l stricurăm, bidoanele să-l punem. Vai, dacă miroase, domne! Are un miros. A, și de la tine miroase așa cocos târc. De la filtrul ăsta. Vezi? E înăuntru cum e? Prins verdeață de aia. Ce îmbâxit e! Urât!
Foarte caldă. E fiartă. Apă cu banane fierte. Păi e consistentă? Da. S-a macerat bine. Păi? Așa. S-a macerat, s-a avut timpul. Închisă la culoare. E gen bragă. Da. Bragă de banan. Aduc un cană să spună și e bragă. Este da. Bragă, da. Punem cu puțin zahăr așa. Ce preferință e cu zahăr, da? Ajunge. Sau mai pune. Hai mai pune. Chestia e să poți să urci acolo. Da. Urci pe scară, țip. Uite aici, punem și dopul. Punem dopul pe ea. E posibil să-l dau pe mine. Da, da. Ce culoare închisă are maceratul ăsta de la banane. Are potasiu ca lung. Ca lung cum bazie. Jos. Dacă v-au plăcut materialele noastre, nu uitați să dați acolo un like, un share, să afle și prietenii dumneavoastră, pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității. Puteți să ne lăsați și în comentarii dacă nu ați înțeles ceva și răspundem fiecăruia. Vă mulțumim, o zi bună, la revedere! La revedere!